Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută Vocea Basarabiei. Bun găsit în Ziua Internațională de Combatere a Fără de Legilor. Acesta este un motiv în plus de a vorbi despre jurnaliștii, bloggerii, apărătorii curajoși ai drepturilor omului, care sunt de multe ori în lupta lor pentru libertate de exprimare, jertfe sau obiectul atacurilor, obiectul torturilor, incidentelor care însă rămâne pedepsite. Iar Ziua Internațională a Consultantului de Imagine, marcată astăzi, este despre cei care au grijă de individualitatea stilului nostru vestimentar, dar mai presus de imaginea noastră socială, pentru că vorba aceea, una e haina omului și alta este sufletul și mintea lui. De altfel, această zi provine din 1975, când a apărut cartea lui John Moll, Dress for Success, Îmbrăcăminte pentru succes, în care autorul vorbea despre importanța creierii imaginii și alegerea vestimentației corecte pentru a obține succesul profesional și personal scontat. Azi mai este Ziua Internațională a Acuarelei, una dintre cele mai complicate tehnici ale picturii. Ea a fost inițiată de pictorul mexican Alfredo Guati Rojo. Acuarela a apărut odată cu inventarea în China antică a hârtiei. Cântecul este și el o pictură venită din sufletul unui sentiment, a unei idei, iar jazzul, ca și gen muzical, este chiar foarte aproape de acuarelă. O agonie în stil jazz cu Ana Udobescu și HP Jazz Crew. Keep it closer to your heart, and it never, never will stop.
Pe 30 noiembrie ne așteaptă un spectacol fascinant de jazz intitulat We Are Jazz Stories, care promite o seară memorabilă dedicată jazzului clasic și contemporan. Această incursiune muzicală captivantă în lumea jazzului este susținută de vocea expresivă a Anei Odobescu, la care se adaugă magia pianului lui Oleg Mutu, ritmul ferm al lui Veceslav Pan la contrabas, energia vibrantă a tobelor lui Marcel Suceveanu și sunetul distinct al trompetei lui Petrică Haruța. Dar și contribuția invitațiilor speciale acestui spectacol, Dmitri Sergeev cu improvizații magice la saxofon, Denis Nazarov cu solouri inedite la chitară. Este vorba despre o călătorie muzicală care explorează identitatea și exprimarea de sine prin intermediul jazzului. Într-un cadru intim și elegant. Așa cel puțin își doresc organizatorii. Cum și de ce doresc să împărtășească bucuria jazzului Ana Odobescu și HP Jazz Crew alături de Petru Haruța aflăm astăzi. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Salutare! Am urmărit o creație. Ea va răsuna în acest concert? Da, desigur. Este un... aș vrea să zic câteva cuvinte despre concert. Noi de mult ne-am dorit să facem acest concert și uite că probabil acum e venit timpul ca să fie realizat această idee. Această idee și această seară frumoasă, zic eu, pentru că pentru mine, în orice caz, de fiecare dată, orice ieșire ce e legat de jazz, este ceva deosebit și neobișnuit. Spune, te rog, te-ai îndrăgostit de jazz de când te-ai îndrăgostit de Petru Haruța? Frumos. Dacă mai devreme puțin de mai fapt, devreme. Știi, Andrei probabil are dreptate. Da, adică numai că nu, atunci, nu m-am îndrăgostit atunci de Petru, dar ne-am cunoscut atunci. Sau jazz-ul v-a cunoscut. Jazz-ul ne-a cunoscut, da, foarte, foarte... Pentru că când dai muzică ușoară, bine, mersi, așa. Da, ceva este o legătură, bunicică, numai că ți-am spus că nu m-am îndrăgostit atunci, dar ne-am cunoscut atunci când am îndrăgit acest gen de muzică, încă din anii de studenție de la Tiraspol. Mm-hmm. Așa e. Ia versiunea lui Petrică? Ce să zic, noi ne-am cunoscut foarte mult timp. Deci... eu lucram la Tiraspol și ea era studentă la Tiraspol, da, și împreună cântam jazz, da, a fost un big band lui Victor Zelenski acolo și eu cântam la trompete, ea cânta cu vocea, a fost o experiență foarte interesantă și apoi ne-am cunoscut deja am trecut în Chișinău și aici a fost o colaborare mai intensivă cu mai multe formații, cu mai multe proiecte, da, cam asta e ideea. Cel puțin pe Petru Haruța l-am văzut cu diferite proiecte muzicale,
este adevărat, proiecte cunoscute, apreciate. De când te-ai căsătorit cu Anișoara, faceți un colectiv, să zic. Mai devreme facem. Mai devreme. Da, da, cântăm mai mult împreună. Muzica ne-a unit, corect, ai menționat. Așa, hai câteva cuvinte despre această seară. De ce trebuie să vină lumea la ea? Ce este nou? Pentru că tu mai cântai jazz și mai devreme. Ai, sigur. Cântai. Poate mai puțin așa public, poate mai puțin în variantă deschisă. Nu pot să zic că nu, permanent a fost o variantă deschisă, doar că la noi mai rar se fac astfel de concerte cu părere de rău, da. Și ne dorim mult ca să fie cât mai des. Pentru că și noi avem această dorință să creăm, să facem ceva nou, ascultăm mereu muzică nouă, să facem ceva, ceea ce n-au făcut alții până la noi și să uimim prin ceva publicul nostru. De asta și pentru concertul care va fi pe 30 noiembrie la Artcore la ora 19, ne-am gândit să adăugăm melodii care n-au mai fost cântate la noi, n-au mai fost răsunate și într-o formulă. Deci, da, noi avem formula noastră, cum ai menționat, Ana Odobescu, unde aici pe Jazz Crew, dar am decis să mai invităm și alți muzicieni, pentru că avem foarte mulți care muzicieni. Care sunt pasionați de jazz. Da, care sunt și pasionați și cunosc foarte bine stilul, muncesc în acest gen și sunt niște muzicieni extraordinari, care noi am vrut să fie alături de noi în scenă. Sigur că avem foarte mulți muzicieni buni și dacă ar fi posibilitatea, noi am strânge și big band-ul unde Petru este conducător, ar fi în genere ceva wow. Acolo ar trebui pur și simplu o sală mult mai mare și mai mari posibilități, dar zic eu că și în așa formulă va fi ceva foarte neobișnuit și muzica aceasta pe care noi o vom cânta nu a mai fost răsunată, adică nu toate, sigur, pentru că nu poți să... Este vorba despre creații din repertoriu universal. Da. Da. Sigur. Sau sunt și creații care vă aparțin? Proprii, nu va fi creații proprii, va fi din repertoriu universal, va fi standarde de jazz, care sunt prefăcute mai modern, într-un stil mai interesant. Da, o seală mi se pare că specială și foarte interesantă, cu multe improvizații, cu dispoziție foarte bună, cu multe chestii care mi se pare că nu s-au făcut încă în orașul acesta. Și eu sper că publicul va fi impresionat de ce se întâmplă în scenă, să audă muzicieni extraordinari și sigur că vocea Anei formidabilă și care a să acopere tot ambalajul, a să fie ambalajul acestui concert. Și atunci vei ține piept unui spectacol întreg. Desigur, asta nu este pentru prima dată. Uite, te-ai uitat... Am uitat la burtica ta. Uite, și mi-am adus aminte că și data trecută, când am fost însărcinată cu Marcu, la fel, am susținut un concert. Ia uite. Un concert jazz, la fel, doar că asta era examenul meu de masterat, dar oricum el vine într-o formă de concert și la fel a fost... Ei, eu ca bărbat îmi fac griji pentru tine. Femeia, eu chiar mă gândeam, uite-te, cred că viitoare. Eu ceva am așa un destin să cânt, să fac concerte, anume atunci când sunt însărcinată, probabil atunci am ceva de spus. Aha. Și o simt altfel asta, pentru că într-adevăr sunt alte sentimente. Nu pot să-ți explic. Nu ne-a să fim în șapte în scenă, să fim mai mult în scenă. Da? Să fim mai mult și să am eu o putere de asta mai dublă, triplă. Așa. Da, și sunt, știi, și vocea mea sună altfel, vreau să zic, să menționez asta, știi? Oricum, adică vocea în fiecare zi, ea sună diferit. Exact așa cum și instrumentul, doar că vocea, tu nu poți să mergi la un studio să înregistrezi astăzi o piesă și mâine, uite, nu mi-a plăcut un rând, mă duc să-l reînregistrez încă o dată. Jumătate azi, jumătate mâine. Da, pentru că vocea o sună altfel, parcă a cântat alt om. Și vreau să zic că și acum, în perioada aceasta, când sunt însărcinată, vocea sună altfel, mai moale, mai blândă, sunt un altfel de Acest registru deosebit al vocii.
Înțelegi? Că până la graviditatea următoare, asta, cine știe? Șmecherie, înțelegi? Da? Șmecherie. Șmecherie, da, este ceva șmecherie. Pentru că sufletul îi cântă. Un gen de muzică născut pe continentul american, care nu ne este specific nouă. În ce măsură el a găsit rădăcini în Republica Moldova? Cunoaștem și existența festivalului Jazz Roada și alte festivaluri de jazz, când vin jazzmeni din întreaga lume aici. Avem noi destui muzicanți, muzicieni, artiști consacrați care știu să exploreze acest gen. Cât de aproape ne este acest gen nouă? Vouă vă este aproape categoric. Eu consider că orice gen de muzică, nu contează, jazz, pop, folk, rock, nu contează ce fel de muzică, depinde de om cum el primește muzica asta. Pentru că jazz este o muzică de stare, da? Jazz este o muzică de o poveste, poate spune așa, da. Deci, jazz-ul este o muzică care nu se repetă, improvizația nu se repetă, ea se face odată și ce tu auzi în scenă este unica posibilitate să auzi ceea ce face muzician. Deci este greu să plagiezi jazz-ul? Complicat. Nu, este mai complicat decât a plagia, de exemplu, o piesă de muzică ușoară. Pentru că aceeași interpretare, tu poți să iei aceeași note, tu poți să iei aceeași armonie. Dar cum a cântat cineva cândva și asta a lui, niciodată n-ați poți imita. Pentru că asta o stare specială care se face doar în scenă și doar în momentul acesta. Și atunci când interpretați cover-uri sau creații din repertoriu internațional, voi încercați să reproduceți așa cum a fost ele interpretate de celebritățile care le cunosc, care au dus pe lume aceste creații? Sau încercați să găsiți fațeta voastră? Și asta și este farmecul, că sigur trebuie că să încercăm. Aduci ceva. Jazzul vă permite acest lucru? Jazzul asta este cea mai mare platformă, cred că, acolo unde poți face anume ceea ce simți tu și cum vrei tu și nimeni nu o să-ți interzică, adică, pentru că tu ieși în scenă și tu, cum a menționat și Petru, faci un lucru unic. Este improvizația ta, este momentul tău și o faci cum vrei tu. Dar în alte piese, ok, tu poți să schimbi ceva, să adaugi ceva tău, dar nu poți să schimbi totalmente, deoarece oricum este o creație. Dar se face de asta și se zice cover. De ce este cover? Pentru că tu schimbi. Adaugi schimbări, poți să schimbi și stilul, poți să... Armonia, da. Deci, pentru că sunt chiar niște piese care noi le avem și noi în repertoriul nostru, care piese arhicunoscute, dar când auzi piesa făcută tot de alți muzicieni, de exemplu, am auzit un cover, tu nu cunoști piesa, este, parcă este totalmente altă piesă, de exemplu, o piesă de pop făcută în stil așa mai jazz și deosebești doar prin versuri această piesă, pentru că și melodia un pic deja mai diferă din cauza că s-a schimbat și genul. Deci este ceva unde poți să te joci, să faci ceva cu asta, să construiești. Limba de comunicare în jazz este engleza, pentru că el s-a născut în America și deci creațiile celebre răsună în engleză. N-ați încercat să faceți o creație de jazz în limba română? Încă nu am încercat, dar ar fi o idee foarte bună, pentru că eu nu cred că este doar engleză. De exemplu, noi cântăm și în franceză, care, apropo, nu sunt piese de jazz, dar făcute în stil jazz. Da. Și ar fi foarte fain și frumos, probabil, de făcut chiar și un album de muzică jazz în limba maternă. Ar fi foarte fain. Sau de făcut poate nu neapărat piese... creații originale, poate. Da, creații din folclor. Traduse, adică varianta română a unei cântec celebru. Sau chiar din folclor. Chiar ne gândeam și la acest subiect mult, pentru că este ceva... Folclorul cântat în stil jazz. Da. Da, adică ceva, piese renumite, făcute
cumva să le adoptăm în gest. Încerca Geta Burla cu ceva sigur, în acest domeniu. Da. Adică asta nu este ceva nou, asta da, este absolut, da. Jazz folk. Da, dar... da. Și apoi oricum fiecare interpret o să cânte în felul său da. Aceste sigur. Creații. Ție ce ți-e mai aproape, Petric? Jazzul sau celelalte genuri de muzică? Tu știi, eu... Trompeta, lui Armstrong, nu sunt, adică să zic ea ca jazzul. Da, e foarte aproape mie, asta muzică care eu sunt, care eu cânt, care eu fac bine, în care eu mă simt ca un pește în apă. Dar foarte mult îmi place și folk music, adică eu foarte iubesc, eu ador trompeta lui Valeriu Hanganu, de pildă, da. Eu ador ce fac lăutarii, mie tare îmi place muzica rock care se face, se produce în Republica Moldova și peste hotare. Deci depinde, mie mult mai important în orice muzică, în orice gen să fie calitate. Uh-huh. Calitate și sens. Nu contează ce gen. Clasica, eu predau la academie și eu predau trompetă clasică din start, adică eu sunt de bază ca un trompetist clasic. Dar îmi place clasica, eu ador muzica simfonică, dacă este făcut de calitate, orice gen de muzică, dacă este făcut de calitate, are sens de ascultat, de analizat, și, de... și are sorți să rămână. Absolut. Exact. Așa, și în final un gând frumos despre acest spectacol care va avea loc, repetăm, pe 30 noiembrie. La Artcore, ora 19. La ora 19. Da. De ce telespectatorii trebuie să vină neapărat la acest concert? Deoarece o să fie o seară foarte relaxantă, după o zi de lucru, uh-huh. Unde vor putea sta liniștit, așezați cu o cupă de șampanie, relaxați, să asculte muzică jazz, muzică frumoasă, unde fiecare din noi are ce să zică, să zică, fiecare are istoria lui, de asta și se numește We Are Jazz Stories, și fiecare din noi, prin intermediul acestor sunete, avem ce să zicem și va fi... Fiecare din acei ascultători, cu siguranță o să înțeleagă acel mesaj și subiect în modul său, dar asta și este magia, ce, că fiecare o înțelege și o primește așa cum o poate el și așa cum o simte el. Și prin vibrațiile acestea, prin energia ce, prin schimbul energiei pe care vom avea noi, va fi creată această seară, pentru că ea nu o să fie creată doar de noi, dar și de acel public. Eu sunt sigur că vraja despre care vorbești tu va fi creată inclusiv de acel care stă acolo înăuntru și așteaptă să apară pe lume. Poate chiar el o să-ți dicteze unele note și unele așa sugestii intonative în timpul acestui spectacol. Siguranță. Da, îi simți prezența? Sigur, simți sigur. Influența? Uite, când... este muzică instrumentală. Când este muzică instrumentală și când eu mă odihnesc, acolo e mișcare în continuu, da? Deci mai ales când se aud tobele lui Marcel Suceleanu. Da. Dar când cânt eu, nu se mișcă absolut. Deci eu nu mă gândesc, ai, wow, ce face, ce unde se mișcă. Deja rămâne așa o taină mică a noastră. Nu, dacă taci atunci când mama cântă, precis că e băieții. Serios, da? Băieții sunt legați organic de mamele lor până cresc. Fetele nu tac, da? Fetele mai puțin, da. Fetele, da, fetele sunt continuarea genului, dar băieții sunt legați de mama. Așa. Sufletește, nu știu cum. Eu vorbesc în cunoștință de cauză că am și un băiat și știu că el o iubește pe mama lui și ține la ea foarte mult. Și la bunica ținea foarte mult. Bine, haideți pe 30 să ne vedem la spectacol. Da, vă invităm și pe dumneavoastră cu... Și pe cei care ne vizionează. Pe cei care ne vizionează cu mare drag și băieții care stau în spatele camerelor. Vă invităm cu mare drag la acest concert și sper eu că va fi o seară minunată.
Ne dorim asta. Să fie foarte fain. Trompetistul Petru Căruța, Anișoara Odobescu, interpreta. Anișoara ne mai cântă o creație pe care o să o ascultăm și pe 30 noiembrie la acest concert. Disappeared if I still have feel you in my bed. It's so rare that I'd obsess, that this is one time I confess that I cannot get you out of my head. So sublime the time that I'm referring to. Baby, you should know. On Rue du Four, the clock was chiming, chiming very slow. Then you let it go. Call me when you get there. You take a bus or jet there on a one-way ticket. Call me when you get there. If you wanna make it, there's a train to take it to a rendezvous. I'll be waiting for us, open road with us. When I sing that chorus, I'll think of you. So call me when you get there. Boy, don't you forget where I like got an old house with the sea. Serrer ma bosse pour savoir qu'il n'est plus pas te contrôler. Oh, la surprise. Faire confiance à son distance avant d'être au grand pour que les plus souris. Devant les surprises. Tout ce temps sublime, tu vois très bien de quoi je parle et mangerie. La rue du parc, le arbre, c'est doucement. Où se t'est volé. Call me when you get there. I'll come down to meet you. Take a bus or jet there on a one-way ticket. Call me when you get there. If you wanna make it, there's a train so take it to a rendezvous. I'll be waiting for us, open road with us. When I sing the chorus, I'll think of you. So call me when you get there. Boy, don't you forget where I like got an old house with a sea. Smiling face. Call me when you get there. Call me when you get there. I'll be waiting for us, open road before us. When I sing the chorus, I'll be partener general, satul German. Lumea viitorului este cea în care biotehnologiile vor fi pe primul loc. Cele din urmă cer foarte multe cunoștințe și investiții, dar oferă extrem de multe beneficii, în special pentru sănătate. O spune Liliana Cepoi, cercetător științific în cadrul Institutului de Microbiologie și Microtehnologie al Universității Tehnice din Moldova. Este specialist în domeniul ficobiotehnologiei. Ficobiotehnologie sau ficologia înseamnă știința despre alge, în timp ce biotehnologia contribuie la dezvoltarea tehnologiilor și produselor care ajută la îmbunătățirea vieții și sănătății oamenilor. Urmează un reportaj semnat de Diana Botnaru. Din tot ce avem noi aici, putem obține preparate pentru industria alimentară, pentru cosmetică, în special. Toate ele conțin un set foarte mare de substanțe antioxidante, care au efect anti-age.
Azi, biotehnologia și științele vieții sunt esențiale, fie că vorbim de soluții pentru schimbările climatice sau pentru producția sustenabilă de alimente și energie, avem nevoie de expertiza oferită de acest domeniu. Microorganismele joacă un rol important în biotehnologie. Ele reprezintă o sursă de inovație, având capacitatea să producă energie, medicamente și alimente în moduri pe care nu ni le imaginăm. Utilizarea bacteriilor pentru a produce insulină sau a algelor pentru producerea de biocombustibil sunt doar două exemple de cum microorganismele pot influența domeniul medicinei și cel energetic. Liliana Cepoi spune că este important să înțelegem potențialul și oportunitățile pe care le oferă domeniul. Tot este știință. Nasturile de la bluza dumneavoastră, nu mai vorbim de aceea că orice ce purtați pe dumneavoastră, este un rezultat al cercetărilor care au fost efectuate la diferite intervale de timp. Deci tot ce ne înconjoară viața noastră este un rezultat al cercetărilor. Da? Cândva ele erau rudimentare, firma au devenit instituționalizate și viitorul nostru tot este un viitor pe care o să ne-l ofere rezultatul cercetării. Cercetătoarea spune că pentru Moldova, țara agrară, fitotehnologia este domeniul care oferă o mulțime de soluții. În cazul în care am cultiva o plantă sau o cultură pe sol, ne-ar lua un an întreg. Iar, cu ajutorul domeniului pe care îl practică, o generație de microalge și cianobacterii obținem în 2 săptămâni. O posibilitate de a trece producerea locală la un nivel superior, spune Liliana Cepoi. Noi fiind o țară care nu are resurse naturale, trebuie să mizăm anume pe aceasta, pe tehnologii intensive și în special pe biotehnologii. Asta ne-ar oferi soluții pentru foarte multe lucruri. Și noi aici suntem competitivi și în plan internațional suntem competitivi. Cercetătoarea spune că profesia nu va putea fi înlocuită de inteligența artificială, ea doar poate să intervină, dar generarea de idei rămâne pentru om. Inteligența artificială poate oferi doar o analiză. Toți cercetătorii științifici, pentru că, practic, eu fac parte din această lume și marea majoritate a cunoștințelor mele sunt din această lume, sunt niște oameni deosebiți. Adică cu o dragoste față de cercetare. Se vede că cei care vin în cercetare au totuși o logică mai deosebită decât a celorlalți. Unui cercetător nu este interesant un lucru de rutină. Liliana Cepoi spune că domeniul pe care îl practică deja de peste 3 decenii este mereu captivant și nu te lasă să intri în rutină. E mult mai mult decât a fi medic. Fiind în biologie, aș putea servi și domeniul medicinii pe viitor. Am venit la Universitatea de Stat, la Facultatea de Biologie și Pedologie, se numea atunci, iar după absolvire am intrat în doctorantură, pe atunci se numea aspirantură. Și la finalizare am venit în Institutul de Microbiologie, atunci se numea Institutul de Microbiologie, pentru că specialitatea mea, conform diplomei de doctor, este de microbiolog. Lansat acum 2 zile, videoclipul la piesa Semaforul cu Satoshi protagonist a acumulat deja 10.000 de vizualizări și numărul lor crește. Nici nu e de mirare. De ce? Priviți ca să înțelegeți de ce. Eu nu mă uit la semafoare, nu caut locuri de parcare. Stau foarte bine pe picioare și îi zâmbesc la taxatoare. Mașină scumpă, pentru că viața e scurtă. Vreau 1.100.000, e sigur în valută. Vreau o Toyota Supra și un avion deasupra. În Abu Dhabi supa și ceam în Londra după. Eu vreau să zbor din călăraș direct în munții Apalaș și dansez hora în 2 părți, un dinupe de Google Hertz. Eu vreau orez în statul japonez, să iasă soarele și eu să îl filmez. Vreau barză murat la rancio în Colorado, să intru în oficiu la Prada sub muzica din brigada. Să investesc în orheiul vechi, să fac din trânsul Nevada, să dau un ban la Vatican și papa să-mi botează fata. Vreau gaz mas, aeroport de ras,
viață. Arunc-o unde țin Baikal și în Tahiti plasă. Vreau la un gen o casă, în Liverpool o casă. Și dacă ajung în Patagonia să și las. Eu nu mă uit la semafoare, nu caut locuri de parcare. Stau foarte bine pe picioare și îi zâmbesc la taxatoare. Nu vreau concediu nici salarii, nu caut schimburi valutare. Nu vreau la munte nici la mare. Dați-mi de lucru, eu vă rog frumos. Vreau să trăiesc în baia mare și să am o baie mare. Să mă știe lumea în Tokyo și în centri raionale. Vreau să deschid o cursă din Seul în Cimișlia și să facem noi saloanele pentru mașina cheia. Vreau o malină mică, o chepăpărie mică, Valea Perjei, ori Valea, ori Perja, ori Deamu și Chic. Vreau să ni se zică cum să nu-mi și e frică, ca piața asta în care nu-i serios nimic. Ei, vreau ministru să aibă ministru, ei, să fie curat și să te scalzi după listă. Să vii de la Chișinău cu bicicleta pe pistă, pentru că acum cu șoseaua e o leacă trist. Vreau să trăiesc în stilul moldovnesc, să am de toate fără să mă încordez. Vreau să trăiesc în stilul boieresc, să apăs pedala când eu nu mă uit la semafoare. Nu caut locuri de parcare, stau foarte bine pe picioare și îi zâmbesc la taxatoare. Nu vreau concediu nici salarii, nu caut schimburi valutare. Nu vreau la munte nici la mare. Dați-mi de lucru, eu vă rog frumos, vă rog. Spectatorul, în special cel tânăr, îți va răspunde îndată cine este artistul care cântă Mama mi-a spus, Noapte pe la 3, N-avem scuze, Semaforul și altele, pentru că el a devenit cunoscut în rândul tinerilor datorită acestor creații. Inclusiv, este vorba despre Satoshi, care a pornit încă în 2022 o serie de concerte cu un titlu foarte incitant, în care protagonistul Satoshi este headliner și a căror specific este dinamica și energia ridicată atât a prestației scenice cât și a publicului. La aceste spectacole, zice Satoshi, se sare, se dansează, se cântă și se trăiește spiritul tinereței. 3 puncte. Satoshi a venit astăzi la noi să vorbim despre turneele pe care le-am efectuat de curând și despre spectacolul care se va produce pe 25 noiembrie. Știți acest lucru. Salut! Bună ziua! Ce faci? Vocea Basarabiei și domnule Porubin în persoană. Doamne, cât de oficial! Tu care nu ești deloc oficios, tu care nu ești oficial. Ori mai am apucături. Apucături. Din vremuri academice. Așa. Pe o sursă am văzut Moldexpo indicat locul desfășurării, pe alta arena. Tu unde îl faci? Dar tu ești la stadionul Zimbru, în general. Zimbru, de exemplu. Noi, concertul să aibă loc la Chișinău Arena. Așa. Calea Orheiului, 130, lângă Stăuceni. În sfârșit am fost și eu în sala aceea cu ocazie. Fost? Da. Păreri? Am fost la Achianelze, da, la trupa asta ucrainească, care îmi place foarte mult. Și Alternosfera. Trebuie foarte bune. Și Alternosfera împreună, da. A fost un spectacol foarte frumos. Și sala e frumoasă, e maestoasă, e multe locuri. Dotată. Experiența în general. Dar nu facem publicitate, da, sălii. Facem. Hai să vorbim despre spectacol. Da. O să fie un concert, al treilea concert cu așa generic, și al doilea concert solo. Când primul, eu am mai avut încă doi tovarăși de mine în scenă, a fost cel mai mic, a fost 300 de oameni. La al doilea, făcut la Moldexpo, a fost 1500 de oameni. Și acum vedem cât o să fie. Aștept toată lumea. E un concert. Mai mulți și mai mulți. Sperăm. Ziceam mai devreme să intrăm cu acest dialog, că înainte să prezint Semaforul, de altfel felicitări. Mersi. În câteva zile, ore, ai acumulat 10.000 de vizualizări. Eu cred că ele cresc. Ele o să crească? Care sunt reacțiile publicului, de altfel? Reacțiile sunt general bune, dar sunt unele reacții pe care nu le pot cuprinde cu mintea mea de tânăr, adică, de 25 de ani. Lumea, nu am citit comentariile, sincer. Există oameni care nu au în cap conceptul de parodie.
Și un videoclip, am făcut câteva parodii, bară, omagii unor videoclipuri renumite ale interpreților moldoveni. Apropo, da. Des, e vorba de Dragostea din Tei, de la Ozon, e vorba de Crazy. Cu dansul pe aripa. Da, de Crazy Loop, personajul Dambalan. Este vorba despre Ionel Strati, Numai Numai, Carlos Dreams, Sub Pielea Mea. Și este vorba și de Cimișlia Dansează, este un meme, un fel de glumiță pe internet, care între moldoveni sunt cunoscute. Și eu cumva am făcut asta pentru a începe să valorificăm lucrurile care sunt produse la noi. Cumva deja eu... Nu în sens peiorativ. Sigur nu peiorativ. Am vrut să facem... Să începem să facem trimitere deja la propria cultură. Așa. Nu doar la cultura străină. Adică când vorbim despre ceva mare, nu vorbim doar despre Freddie Mercury sau Kurt Cobain, dar facem referințe deja și la lucrurile noastre. Noi putem să vorbim și despre Mercury, despre siguranță. Cobain. Dar dacă nu ne valorificăm al nostru, noi nu o să ne întărim identitatea. Și... Ce profunzime? Nu... Scuzați! Plus era, nu am mai văzut așa ceva încă pe internetul moldovinesc, clipuri în care se fac parodii la clipuri moldovinești. Așa. Și m-am zis de să-mi folosim de asta. Deja am învățat la academie, dar de-aia să facem. Am ambiționat, am făcut machiaje, costume, am lucrat cu peruci, cu tot, reproducem cât mai exact. Și parcă lumea care de profil o mai văzut, o recunoscut tot, o râs cu hohote și așa. Ionel Strati o distribuit așa, am vrut să întreb reacția persoanelor vizate. Deocamdată am reacția directă doar de la Ionel. Nu am reușit să discut cu Carlos, el m-a apelat, dar nu am reușit să discutăm. Și dar cred că sunt pozitive, dar sunt oameni care spun o furat videoclipul X sau Y. Și pe mine mă depășește când... O plagiat! Da, gen la modul, cum adică, eu efectiv l-am făcut, l-am reprodus. Oameni buni, este o parodie sau o șarjă prietenească mai degrabă la niște clipuri arhicunoscute. Ascultați textul cântecului, care este absolut fantastic. E ironic, e ușor, eu am vrut de mult o piesă comică, o piesă absurdă. Știi câte persoane am văzut eu în textul tău? Mă bucur. Portretul câtorva persoane concrete l-am sesizat în textul ăsta. Bucur. Eu am vrut să fac o sumă de clișee ale viciilor cumva morale și fizice a moldovanului. Da, da. Care se rezid, nu știu, în hapsânie, în fel de lene sau în vanitate. De tip generalizator. Da, șarjat, iarăși, emfazat, exagerat, ca să-l înțelegi, ca să mai poți râde un pic. Asta a fost ideea ta sau ideea regizorului? Ideea mea. O pornit de la text, am scris piesa, noi râdeam când o ascultam. Era ușoară, pentru că am până... Ea se percepe foarte ușor, este foarte comestibilă creația ta. Și când am lucrat cu Vadim Papuc la videoclip Miorița Films, cu care am mai făcut câteva videoclipuri, atâta pot, videoclipul în vară, și Vadim cumva găsesc, inițial îmi propuse altceva și îmi dăduse... cheia asta comică pe care am văzut-o la Eminem în clipurile vechi. El era întotdeauna un fel de personaj șarjat. După asta a devenit Eminem un serios care... Așa. Și noi am spus, băi, stai, hai să facem chiar apel la cultura noastră contemporană. Pentru că există, e știută, videoclipuri care au zeci de milioane de vizualizări. Da. Și cumva ar fi cazul deja la ele să facem apel, că așa se întărește lumea noastră. Ce o să cânti la concertul din 25 noiembrie? Voi cânta, evident, piesele cunoscute. Pe lângă ele voi cânta și piesele recent lansate, pe care încă nu le-am cântat. Voi cânta și piese mai rar cântate, pentru că totuși este un concert solo, nu este un concert larg sau nu e un festival, nu este o zi de oraș, nu este un concert în care trebuie să cânti ceva larg pentru toată lumea. Aici poți cânta și piese nișate, pentru că vine ascultătorul proiectului, care știe textul, adică e din lumea asta. Și asta bucură, pentru că nu tot timpul rar îți permiți să cânti o piesă care e puțin ascultată pe internet, dar aici oamenii ăștia precis o știu. Vlad, pe mine mă sperie gândul că eu încep să devin fan Satoshi.
Nu mă sperie că dumneavoastră începe să deveniți fan sătoși. Nu, zău, pe bune. Eu credeam că după piesa Mama mi-a spus nu o să mai aud nimic ce să mă impresioneze atâta. Atâta doar că am ascultat Semaforul și deja îmi place și Semaforul foarte mult. Mulțumesc. Toate creațiile tale sunt inspirate, este adevărat. Spune-mi, te rog, ce te inspiră și de ce crezi că astăzi Satoshi este un fenomen în rândul tinerilor în special? Eu cred că e de vreme de vorbit, am mai răspuns la întrebarea asta, că e de vreme de vorbit despre fenomen și așa. Nu, este, adică este. Faptul că acum e vizibil și că el circulă numele, muzica e una. Dar impactul care o să se producă, care o să fie fenomenul înseamnă ceva monumental. Poate fi ceva de moment. Pentru mine înseamnă monumental neapărat. Ceva de moment, uite, ceea ce este viral, ceea ce place astăzi. Na, nu m-aș grăbi. Eu înțeleg ce spuneți, are sens 100%, dar în înțelegerea mea a lucrurilor o să se vadă dacă a fost fenomenul, perioada sau nu, peste 5 ani. Când tinerii care au acum 16 să aibă 21, dacă muzica asta o să rămână cu ei, dacă ei o să formeze într-un anumit fel, dacă asta o să-i marcheze, dacă ei o să povestească despre asta celor care vin după ei și o să fie adolescenți, atunci cu siguranță o spunem că ăsta a fost fenomenul. Anticipat întrebarea mea, vreau să te întreb, cum îți imaginezi peste 20, peste 30, peste 50 de ani, muzica pe care o practici acum, pe care o compui, cântecele pe care le faci, vor fi actuale, vor putea provoca, eu știu, reacția publicului zgomotoasă așa precum o ai acum? Eu mai tem că peste 50 de ani nu prea o să avem muzică, în general. Cred că în 50 de ani, la viteza dezvoltării din ziua de azi și a schimbărilor, o să fie altă lume. Poate în țările, cu cât mai săracă țara, cu atât mai greu ajung aceste schimbări, pentru că tehnologiile de obicei sunt foarte scumpe, dar eu cred că inteligența artificială și tot ce înseamnă domeniul ăsta o să schimbe mult ideea de artă, consum și în general formarea creierului uman. Peste 50 de ani, dacă eu o să fiu, eu să am 75 de ani. Acolo o să fie alți oameni. N-aș mai cânt? Da, n-aș mai cânt. O să fie alți oameni. De ce? Lidia Botezatul la 75 ani, ai văzut cum cântă? Da, dar viteza cu care... Nu, că eu am spot cânta asta... Da, clar. În sens că o să nască alți oameni. În 2023, 75 de ani, e ca 2098. Uh-huh. 2098, 20 de ani să aibă ăștia născuți în 2078. Eu idei n-am și copchia să nască în 2078. Așa că e foarte... Noi nu avem cum să prevedem asta. Toate acestea, ABBA, lansat în 1978-76, se cântă și astăzi? Sigur, dar lumea se schimbă. Și viteza lumii în care exista ABBA și în care a crescut muzica ABBA era una. Și acum se schimbă tot. De asta, constant, se schimbă și viteza cu care se schimbă, se schimbă. Vorbește apocaliptic, acum aș mă sperii. Mă scuzați, dar așa e. Mă scuzați, dar așa e realitatea. Așa e, ce-ți vă fac? Da, tu vezi realitatea mai persiflant, mai dur, mai revoluționar decât o văd oamenii mai în vârstă. Dar cred că așa e normal. Normal, absolut. Pentru că asta se răsfrânge în creația ta. Spune-mi, te rog, despre spectacolul de pe 25 noiembrie de la Arena, cine mai participă? Și de ce ai nevoie să mai participe cineva? Am nevoie. Crezi că singur n-ai putea aduna o sală mare? Cu siguranță pe mine mă ajută să strâng mai mulți oameni atunci când aduc încă artiști curioși mari. Eu aș putea aduna mulți oameni și singur el. Dar... Scuze că te întrerup. Sigur mi-ai zis că ai fost 300 pe urmă, nu știu cât, 1500, 1500 și tot așa? Da, dar... evenimentul este special. Da. Nu este un concert de hramul nu știu care. Ordinar, da. Este un concert desfășurat în care spațiul se amenajează pentru concertul ăsta, el are o cheie vizuală, parcursul publicului, este, traseul ăsta este tot unul special, totul e făcut ca omul să aibă o experiență audiovizuală unică. De asta se construiește tot în jurul asta. Artiștii invitați sunt aleși relevant din punct de vedere stilistic sau ideologic. O să fie Guess Who din România, e un rapper foarte mare din România, cu care ideologic
textual vorbind, eu rezonez foarte mult. Da. După, și respectiv care o să aducă un public, cred că cu 10 ani mai mare decât mine și publicul meu. Și vor fi Cape Town, o echipă de rapper din Kazahstan, care sunt tineri și sunt în vogă acum. Prin asta cumva concertul e și mai exotic, și mai larg, și mai imprevizibil ca program. Și ei sunt foarte... În ce limba? În rusă. Sunt foarte bine primiți. Tu înțelegi limba rusă. Tu înțelegi ce cântă ei, dar ei înțeleg ce cânt, despre ce cânti tu. Cred că nu, sigur că nu. Și habar n-au despre nu. Mesajele cântecelor tale, dar cum au acceptat? Păi cred că s-a documentat dacă au acceptat să asocieze. Au găsit un moldovean care locuiește în Astana și a spus, tradu-ne, te rog, despre ce cântă. Ce se întâmplă? Băiatul ăsta. Da. Să ce cu viața? Îmi plac kazahii foarte mult. Îmi plac, sunt foarte binevoitori și... Da. Și talentați. Da, și foarte. Mașcu Daibergen, ăsta care are cea mai bună voce din lume. Da. Exact, da, exact. Asta am vrut să zic. Stați că am uitat. Ce despre faptul că îți plac kazahii? Da, dar eu am vrut să... cum îl cheamă pe regizorul ăsta renumit? Da. Regizat Dnivnoi Dazor și... Da. Soba Pasin. Bekmambetov. Timur Bekmambetov. Da, Timur Bekmambetov. Bekmambetov, da. Care e un regizor de Hollywood. De la Hollywood, da, lucrează. Și foarte mulți artiști muzicali care... Ei, dar și Kazahstanul e. Ho-ho-ho. Corect. Adevărat. O țară. Bine, că acolo sunt mai multe stepe. Deci, vor fi acești invitați speciali. Și Tenso, colegul meu de la Versus și producătorul care fac majoritatea pieselor, el are și proiectul lui artistic, care face muzică, e DJ. Să fie în deschidere. Până vine lumea să acomodează se asta, să fie un DJ set, după care da. Guess Who, Cape Town și Satoshi cu un program extins. Câteva cuvinte despre, că nu avem mult timp, câteva cuvinte despre turneele pe care le-ai întreprins și unde vei mai merge. Acum am avut, ia sfârșit turneul cu ziua de duminică, deci sâmbătă cântăm la Chișinău Arena, duminică am concert la Milano cu Carlos Dreams. Și am avut un... Ca și cum ai spune, mă duc până la botanică, știi? Nu mă duc până la botanică, dar asta e ulea ca să rezistăm stresului. Așa? Să fie tot frumos. Am avut un turneu care s-a numit Berserk Tour. Berserk pentru că asta înseamnă un luptător scandinav pus așa pe foc, gata să distrugă tot. Să rupă tot. Asta a fost dispoziția mea când am pregătit turneul, pentru că graficul era foarte încărcat și multe orașe și ne-am propus anume cu așa dispoziție. Foc. Da. Plus e o trimitere la o lucrare anime clasică din anii 90, o manga Berserk de Kentaro Miura. Da. Am avut un șir de orașe în România, în Republica Moldova, plus Europa, Bruxelles, Londra și Milano alături de Carlos. Uh-huh. Cam asta am fost. Și până la anul nou? Până la anul nou mai sunt mici concertuțe, am cu Moldova National Youth Orchestra, avem de cântat la sfârșit de decembrie la Arena și mai avem vreo 2-3 proiecte speciale de astea, ușor. Anul nou unde faci? În lucru, în cânt. Aici? La Chișinău, da. Succes! Mulțumesc frumos, de asemenea. Sunt sigur că o să fie un concert cu succes pe 25 noiembrie. Mulțumesc! Dorez în tot sufletul. Te mai așteptăm la noi. Vin cu siguranță. Cu prima ocazie. Da. Cum vin un dat? Satoshi, astăzi, înainte să zic la revedere, o să vă spun că avem un mic video promo al acestui spectacol pentru a recapitula și a vă reaminti despre spectacolul din 25 noiembrie, după care uite colegului Satoshi Vlad Nebunu așteaptă deja de mai mult timp să cânte împreună ceva acustic chiar aici pentru ce cântăm. Căștile mele. Căștile mele. Pentru toți acei care știu textul, cântați cu Satoshi și cu Vlad, doi Vlazi. Vlad Sabajuc și... Vlad Sabajuc și Vlad Nebunu. Da, am zis Vlad Sabajuc și Vlad Nebunu cu căștile mele, iar noi revenim în scoate. Dansăm că talții mor, dansăm!
căștile mele. Îmi spun doar ce vreau să aud și nu așteaptă complimente sau cumva să le răspund. Căștile mele au diplomă de psiholog și mă făceau să merg atunci când lumea mea se oprea pe loc. Căștile mele erau și când ne-am cunoscut și când cu lacrimile în ochi la aeroport am petrecut. Căștile mele mă ajutau să uit de veștile rele și mă făceau să fiu ca în peșteră în ele. Numai cu căștile mele puteam să uit că vara în care ne iubeam e în trecut și acum te văd din nou în căștile rele, fără umbrele. Noi împărțeam un cer și un refren care suna perfect numai din căștile mele, ochii la stele. Te caut undeva acolo și aș vrea să fii tu tristă ca muzica din căștile mele. Dau jos măștile grele, eu nu mai cred în oameni, doar în cei ce-mi cântă în căștile mele. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă să mai rătăcim pe drum. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă în drum. Se supără când trec la boxe, căci le pare că sunt bine și nu le vreau lângă mine. Căștile mele, mă știu și slab și prost și motivat, flămând, grăbit, îndrăgostit și deprimat. Probabil sunt femei, fiindcă ne-am apropiat mai mult atunci când mama a plecat peste hotare și am rămas doar eu cu poezia, sărăcia, visurile și cu Linkin Park. În căștile mele mă apărau de vânt și de prostii care sunau atât de des în jur din gurile rele. Micuțele ele se încâlceau la fel de des ca gândurile și emoțiile mele, fiindcă în buzunare nu era nimic, doar chei și numai căștile mele. Știau cât timp îmi ia să merg pe jos până la ea și apoi deodată înapoi, căci tatăl ei nu o lăsa cu un băiat care avea doar căștile mele. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă să mai rătăcim pe drum. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă în drum. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă să mai rătăcim pe drum. Dați-mi căștile, eu vreau să zbor în cosmos. Eu vreau acasă, așa că dați-mi acum. Primăverile și toamnele mi-au spus că mă așteaptă în drum. Despre o adevărată cutie a Pandorei pe care a deschis-o metropolitul Vladimir cu vestita epistolă de adio. Despre reacția patriarhului rus care s-a angajat să justifice și chiar să blagoslovească războiul fratricid. Despre polemicile controversate, despre susținătorii adversarilor și adversarii susținătorilor ideii, vorba colegului nostru, de a tăia poala sutanei rusești. Despre cufărul cu virtuți și vicii, vorbește în noua sa tabletă jurnalistul Vasile Botnaru. Despre cufărul cu virtuți și vicii, astăzi vă povestesc. Mitropolitul Vladimir, care i-a adresat superiorului său de la Moscova celebra epistolă de adio, că doar astfel a interpretat-o mai multă lume cu scaun la cap, a deschis mitropolitul odita mai cutia Pandorii. Zădarnic se chinuie să o închidă la loc soldăței de plumb ai colonelului Gundeaev, sau ce grad o mai fi având ierarhul care i-a povestit, atenție, în cunoștință de cauză lui Papa Francisc, șeful Bisericii Catolice, despre durata zborului balistic al rachetelor cu ogive nucleare, la care Papa Francisc i-a reproșat Patriarhului Kiril că ține discursuri de cinovnic și nu de duhovnic. Ceea ce îl doare drept în cot pe Patriarhul, care exact asta își dorește, să presteze servicii de comisar la curtea lui Putin, angajat să justifice, să încuvințeze și chiar să blagoslovească războiul fratricid împotriva poporului ucrainean și a Occidentului în ansamblu. Comportamentul fariseic
al numitului patriarh a umplut paharul răbdării, ce-i drept cu o întârziere de mai bine de 600 de zile de război, determinându-i pe mai mulți preoți să sprijine intenția mitropolitului Vladimir să taie poala sutanei rusești, vorba vine, și să se mută sufletește în spațiul identitar indicat în pașaportul său românesc și al multor preoți. Așadar, de câteva săptămâni, polemicile controversate, rostogolirea teoriilor conspiraționiste, divizarea în tabere de susținători ai adversarilor și adversari ai susținătorilor, mocnesc și sfârâie, exact ca un cordon Bickford, apropiindu-se mișelește de calupul de trotil. Ei, cât de lung este odgonul, nu știe nimeni. Câtorva preoți le-a crepat însă răbdarea. Ei s-au mutat la Mitropolia Basarabiei, pierzând, odată cu speranța, parohiile aducătoare de respect și venituri. Dictonul despre nădejdea care moare ultima nu a funcționat, nu a mers butonul. Dar nu pierde speranța un alt grup, încă minoritar, care continuă Don Quixotiada părintelui Pavel Borșevski, autorul demersului epistolar de susținere a epistolei mitropolitului Vladimir. Dacă ar avea puterea de altă dată, patriarhul de la Moscova de mult i-ar fi răspopit pe ambii prelați zurbagii de la Chișinău pentru erezie, schismă și trădare. Dar în situația încă incertă de astăzi, întâi stătătorul din dreapta colonelului Putin este silit să acționeze prin diferiți interpuși din mediul clerului local, din fauna politică și din contingentul agenților sub acoperire. Pe care de consecință, generalul Gundeaev a reușit să mai taie din elanul mitropolitului Vladimir, dar nu i-a putut suce gâtul, pentru că, de bună seamă, speranța moare ultima. Să vă spun despre legenda greacă, care se referă la această speranță, nădejdea ci că zăcea la fundul cufărului strivită de maldărul de cusururi, trufie, zgârcenia, lăcomie, răutatea, desfrâul, invidia, egoismul, lenea, mânia, etc., etc. Zeii le ascunseseră în cutie ce a trezit curiozitatea excesivă a Pandorii, cea care a deschis cufărul. Deși era înzestrată cu toate calitățile posibile preluate de la zeitățile de pe Olimp, ea era nerăbdătoare să afle dacă mai e ceva de însușit. Și astfel a desfericat sipețelul și l-a răsturnat cotrobăind în acea ladă secretă, astfel încât toate viciile s-au împrăștiat printre oameni și doar speranța călăuzitoare rămăsese ghemuită într-un colț al cufărului. Iată de ce se zice că speranța îi vine rândul abia după ce este epuizat complet, ca bateria telefonului, întregul stoc de virtuți și rezervorul cu vicii. Pe curând! Partener general, satul German. Omule frumos și bun, la mulți ani cu drag îți spun, azi la zi de sărbătoare, vin și eu cu o urare. Omule frumos și bun, la mulți ani cu drag îți spun, azi la zi de sărbătoare, vin și eu cu o urare. La mulți ani și viață lungă, să
fie toți fericiți. Prosperare, bani în muncă, la mulți, mulți ani împliniți. La mulți ani și viață lungă, să fie toți fericiți. Prosperare, bani în muncă, la mulți, mulți ani împliniți. Ce iubiți petrece, joacă, râde, chefuiește. Viața repede mai trece, pe cel drag de-l prețuiește. Cu toți ce iubiți petrece, joacă, râde, chefuiește. Viața repede mai trece, pe cel drag de-l prețuiește. La mulți ani și viață lungă, să fie toți fericiți. Prosperare, banii în bun, la mulți, mulți ani împliniți. La mulți ani și viață lungă, să fie toți fericiți. Prosperare, bani în pungă, la mulți, mulți ani împliniți. Bucurii la infinit, o familie sănătoasă, dragoste la nesfârșit, nu uita, viața-i frumoasă. Bucurii la infinit, o familie sănătoasă, dragoste la nesfârșit, nu uita, viața-i frumoasă. La mulți ani și viață lungă, să fie toți fericiți. Prosperare, bani în pungă, la mulți, mulți ani împliniți. La mulți ani și sus paharul, mai cu neamul să ciocnim și să nu știm ce-i amarul, la mulți ani noi vă dorim. Unei femei îi place întotdeauna când îi faci complimente. Eu nu pot să nu-i fac complimente Rominei Spânu, pentru că de când n-am văzut-o din luna iulie, dacă nu mă înșală memoria, ea arată altfel. Ce s-a întâmplat, dragă? Bine ai venit la noi! Salutare! Așa, o oază... Câte kilograme ai aruncat? Mulțumesc tare mult! 17 kilograme. Mă mie! Timp de cam jumătate de an, pentru că nu am vrut să grăbesc procesul, de mult îmi planificase, mai ales că am finisat și cu alăptarea. Sunt mai multe momente. Nu erai urâtă! Crede-mă, te rog, pe cuvânt! Dar ești altfel. Da, de acord. Și mă simt mult mai bine. Parcă ești o copiliță. Mersi. S-a tras pielea feței. Cum te simți tu fără 17 kg? Mă simt foarte bine și mai am încă de lucru cam la 3 ca să ajung la greutatea mea normală. Încă 20 kg trebuie să le arunci. Nu, încă 3 kg ca să fie în total. Încă 3. 20 în total, da. Exact, da. Altă eu sunt, pentru că mă mișc și mai ușor și când merg, parcă plutesc. Nu, erai atât de dulce, atât de... De lupănică și bulbușică. De lupănică, de puhavă, așa. Da, da. Vrei să pui mâna pe tine. Dar acum ești absolut altfel. Mulțumesc. Și ești superbă, arăți foarte bine. Ce te-a mobilizat? Ce te-a impus? Sau, eu știu? Nu m-a impus nimic. Cumva, sincer, așa am simțit că e momentul potrivit pentru a face o schimbare. Nu am avut chestii, cum să zic, psihologic, traume, că mă deranjează sau așa. Pur și simplu am vrut să arăt mai bine, să fiu mai suplă, să... mai ales că știm, poate cei de acasă nu știu, dar le spun eu că camera mai are și obiectivul mai și... Proprietatea să pună vreo 7-8 kg pe tine. Dacă mă vedeți așa, să știți că eu am cu 7-8 kg mai puțin. Așa e și mai vedeam nu așa cum mi-aș fi dorit. Adică pur și simplu aș fi vrut să mă văd un pic mai suplă pe ecrane. Dar ce zice omul tău, dragă? Foarte bine, el se bucură foarte mult pentru mine. Dar ce, nu-i plăcea cum arăți? Îi plăcea, niciodată nu a insistat, uite, tu trebuie să slăbești sau nu mi-a spus asta niciodată. Eu i-am spus soției mele, pentru că e așa, de felul ei plinuț, i-am spus, te rog să nu slăbești. Eu nu te pot concepe altfel.
Așa e, nu știu. El, adică concepe aici, în capul meu. El nu a spus nimic, dar când a văzut așa o schimbare, o transformare, s-a bucurat pentru mine și a zis, dacă tu te simți mai bine așa, te, nu știu, ești așa mai ok, n-ai decât, dar cum ați menționat și dumneavoastră, spunea că îmi place și Dolofănic așa. Așa. Așa a spus și... E bine, nu știu ce să spun, mă bucur, sincer, mă bucur. El cum e, plinuț, grăsuț? Nu, el e mediu, așa, adică e un pic mai plinuț ca mine, un pic, nu cu mult. Uh-huh. Dar, el nu vrea să arunce și el vreo 5-6 kg? Eu menționez că atunci când era mai plinuță, era mai greluță decât el. Așa. Și mi-aș fi dorit totuși să nu-l depășesc. Pur și simplu erai, greutatea era în talent, talentul era greu. Nu știu, era probabil, nu știu dacă e corect să dau vina pentru două nașteri și mămică de două ori dublu și la rând cumva a fost. Adică n-am reușit să mă aduc în formă. Ei, nu știu, aici aș putea să-ți reproșez, Georgeta Voinovan are 6 copii. Depinde și de gene probabil și de, nu știu, de multe momente. La mine e, dacă mai mănânc ceva în plus, automat se observă. Așa e metabolismul meu poate mai încetinit, nu știu. Adică pentru ca să fiu mai slăbuță trebuie să depun anumite eforturi. Adică nu vine așa de la sine, mănânc, sunt femei care mănânc cât vor, când vor și ce vor. Și nu am nicio problemă cu kilogramele astea. Dar cum ai slăbit? Zic. Spune-ne și nouă. Spune-ne și femeilor care au această problemă sau această obsesie. Nu știu, cu mare drag vreau să împărtășesc dacă e cazul, dar am să spun așa succint. Totul e vorba în alimentația pe care o, nu știu, modul sănătos de viață. Eu locuiesc lângă lac, lângă parc și zilnic merg acolo și merg crepejor în pas grăbit, asta mă ajută. Deci mișcarea. Faci pași. Da, fac pași, orientativ 10 km pe zi, asta la mine e pragul, nu știu, de mișcare. Unul la mână. Apoi alimentația. Mănânc strict de 3 ori pe zi. Adică nu am ore fixe de mâncare, dacă acolo mai, se mai deviază cu o oră, două, nu nicio plus problemă. Minus. Care este ultima oră a alimentației? 7:30 maxim. Și mă culc, da, și mă culc. Dacă nu am evenimente și așa, asta e ora normală pentru cină. Dar și la evenimente... Spre ora 10, spre 11, nu-ți vine poftă de o chiflă dulce cu ceai, cu... Nu, eu mă strâng de la 11 să dorm deja, ca să alung foamea, beau un pahar cu apă și mă odihnesc ca corpul meu să, nu știu, să aibă resursele. La micul dejun, ce mâncăm? La micul dejun, doar chestii sănătoase. Mă refer la semințe de chia, mă refer la lapte vegetal, terciuri, o bucată de avocado cu pâine neagră, fără drojdii, să mai spun așa, terci din ovăz, pe lapte vegetal, mă strădui cât de cât să fie. Nu mănânci grăsime animale? Da, un ouț, nu știu, o bucată de somon. Până cu unt? Nu prea. Nu prea. Pește? Pește, somon din ăsta slab sărat. Copt, e perfect. Prăjit, e deja gata, adică care se vinde în supermarket. Nu e afumat, e slab sărat, așa scrie. Somon slab sărat. De ce nu-l faci singură? Nu știu. Ce nu-l face singur? El cumpără înghețat, îl dezgheață, îi pune sare și zahăr. Așa e, trebuie să ajung și la momentul și la etapa asta. Dimineața îi pui și seara poți să-l mănânci. Sunt de acord, m-am informat, dar încă nu am ajuns la etapa să-l pregătesc singură, dar nu zic nu. Apoi până la prânz nu mai mănânc nimic, beau doar apă. Asta tot e un element care m-a ajutat în slăbire, pauze între mese. Deci nu ciugulim și nu gustăm într-una. Asta este marea meteahnă a mai multor oameni, da. Că, uite, între micul dejun și marele dejun sau prânz, iată, mai stai la birou și mai pui niște semințe, covrigei. Sau mai runțe un măr, niște covrigei, s-ar părea nevinovat, niște chipsuri, nu știu ce pe acolo. Hap, hap, hap și stomacul nu mai știe când trebuie să facă pauză. Și glicemia tot timpul e mărită, se ridică. Noi trebuie să dăm organismului nostru pace să se odihnească un pic, să digere ceea ce noi am oferit, de exemplu, la micul dejun. Și până la prânz îi dăm apă la temperatura camerei sau un pic mai călduță. Nu bem apă rece. Nu e bine. Fără fanatism, la prânz da, ce e? Da, la prânz o supă care o pregătesc eu de obicei și pentru fetele mele, pentru copii și pentru soț. Poate fi și o zeamă cu tăieței de casă, pregătiți iarăși de mine. Poate fi, de exemplu, astăzi până a venit la emisiune, am pregătit o zeamă de pește pentru prânz. Nu știu, supă cu mazăre,
iubesc foarte mult și în general totul sănătos și neapărat nu prăjim, nu facem prăjeli, adică când adăugăm în supă toate cele necesare, nu le prăjim, pur și simplu le punem pe rând, cartoful, apoi tot ce am de adăugat. Ce mai e? Deja la cină un pește copt. Poți să le înăbuși? Da, neapărat. Prăjit. Pentru ciorbă? Da. Poți să le înăbuși, poți să faci oricum, numai nu ars și nu prăjit cu ulei în exces. Tu nu mănânci pește prăjit? Eu mănânc pește copt. Eu nu-l pun acolo cu diferite condimente și în folia asta alimentare. Așa de gustos, prăjit, cu măliguți. Sunt de acord, dar menționez că nu sunt, cum ați menționat, cu fanatism, aia. Dacă am uneori un gust de ceva care nu e prea sănătos, poți să spunem, poți să calci pe principii și să iei ceea ce nu se poate să mănânci. Da, nu e corect psihologic, pentru că atunci când noi ne stopăm psihologic și, Doamne ferește, nu pun mâna pe ce, noi ne facem rău nouă, pentru că ajung momente când tu cumva faci exces de anumite produse pe care tu nu ți le-ai permis singur. Adică la mine chestia asta e foarte ușor. Dacă vreau ceva și mi-i poftă, eu gust și poftă. Îmi scap acum cine anume. Deci atunci când mi-i poftă de ceva, iau, mestec și dau înapoi, da. Și ușor elimin tot ceea ce am mestecat. Pentru am că auzit și eu. Receptorii gustativi, percepția gustului e doar aici, în cavitatea bucală. În rest, acolo, în stomac, nu avem percepția gustului hranei. Și totul e la noi în cap. Mm-hmm. Absolut tot. Și încă un moment, mănânc dulce, dar nu zahăr. Asta tot e o regulă pentru mine. Mă refer adică la dulciuri pe bază de miere, pe bază de stevia. Așa. Nu fructoză și nu zahăr. Asta tot e una din reguli. Adică avem acum o varietate foarte mare eu de produse. Eu m-am obișnuit să beau ceaiul fără zahăr. Neapărat. Și cafeaua la fel, doar o singură cafeluță. Am un pachet de stevia acasă și trebuie să-l găsesc unde l-am băgat. E perfect pentru copturi, iată, eu le mai fac fetelor mele. Nu-mi place stevia, chiar are un gust specific. Are, dar când îl pui, de exemplu, în diferite copturi, iată cum eu le fac fetelor, de exemplu, mai nou, acum am dat-o pe vafe de diferite, ele nu îi necesită ulei, unul la mână, foarte, o chestie extraordinar de sănătoasă, fără ulei, fără prăjeli, tu coci acolo, dacă vrei, de exemplu, în loc de niște blinele dimineață, dacă ți-e poftă, da, faci vafele alea belgiene. Și sunt perfecte, deci nu știu, și fetele le adoră, și soțul, și eu, și... iată, acolo pun stevia în loc de zahăr, de exemplu, adică în acel aluat pe care eu îl prepar. Dacă nu-i place, de exemplu, stevia, pentru că dacă îl pui în ceai sau în alte chestii, într-adevăr are un gust specific. Exact, așa, trebuie să știi cât pui. Dar în aluat sau în alte compoziții care vrei să le faci pe bază, de exemplu, cum ar fi de zahăr, eu zahărul îl înlocuiesc cu stevia. S-ar putea întâmpla să se fi modificat și regimul alimentar, nu doar al tău, ci și al întregii familii. Neapărat, sigur. Păi asta depinde, e de ajuns doar o singură persoană. Ceea ce găteai înainte, nu mai gătești acum. Ce găteai rare înainte ori, și nu mai gătești acum? Rare ori. Pește prăjit, de exemplu, chiar făceam des, pentru că și soțul iubește și eu cartofi prăjiți. Sunt preferatele soțului meu. E mâncarea lui din copilărie. O dată în lună se sunt poate de acord. Prăjit o tigaie de cartofi, de înnăbușit, cu ceapă, cu usturoi. Sunt de acord, dar mai mult mă stradă acum la rolă. Bag la rolă, se coace acolo și tot adaugi usturoi, la fel e copt, îl mai les un pic, mai las să se rumenească, nu e o problemă. Cartofii copți sunt gustoși. Da. Și plus, nu atât de calorici. Bine, dacă nu mai adaugi acolo mult ulei sau chestii din astea care ți-ar afecta talia. Talia? Da. Burtica. Așa. Deci... Cât timp ți-a luat să arunci, cât ai zis, 18? Aproape jumătate de an. Aproape jumătate de an? 17 kg, da. Mai, vă zic, mai am încă vreo 3, dar asta e nimic. Da? Te cântărești în fiecare zi? Nu. Nu am obsesia cântarului. În general, nu sunt omul care tremur la fiecare gram sau, Doamne ferește, dacă văd azi cu jumătate de kilogram mai mult sau mai puțin, nu e nicio problemă, eu știu, merg mai departe spre ceea ce mi-am propus, adică nu mă complic. E foarte greșit psihologic să ne simțim, cum să zic eu așa, deranjați. Da. Prinși, nu încorsetați, e corect, da. Niște... Pentru că asta e o perioadă scurtă. Eu vreau regimul ăsta să-l implementez pentru toată viața, să mă simt așa
toată viața și să mănânc, să mă strădui să mănânc sănătos toată viața. Fetele tale ce zic, copiilor le mai plac dulciuri, bomboane? Poate când mai ieșim în oraș, așa, le mai alint, le mai cumpăr cartofi, pai, cum, așa e, așa e generația. Da, dar eu nu gust așa ceva, nu mănânc. Nu. Da. Nici nu vreau, nici nu mi-e poftă. Dar nici... mâncai înainte? Sigur, sigur, cum? Kebab sau cum mănâncă toată lumea. La ceea ce era normal, deja nu mai este normal și renunți. Sau ți-ai pus scopul aici? Nu știu cum să mă exprim ca să fiu înțeleasă corect. Deci nu, chiar nu mi-am pus în cap meu, eu trebuie să nu mănânc asta. Asta a venit cumva de la sine, nu știu. Nu mai doresc și da, atâta timp nu am consumat, de exemplu, o lună, două, organismul meu s-a adaptat cu asta și nici nu mai cere. De exemplu, zahăr. Uh-huh. Eu sunt o înrăită a dulciurilor. Deci, nu știu, pentru mine viața fără zahăr era imposibil, ca un drog, sincer vă spun. Dimineața o cafea fără o bucată de ciocolată cu zahăr sau o chiflă sau un croissant. Deci nu era dimineața. Ciocolată nu consum? Consum doar că pe bază de stevia. Așa, da, este. La cafeluță, o bucățică, da. De asta neagră... Neagră chiar și cu lapte, foarte gustoasă. Am găsit rețeaua asta de produse pe bază de stevia. Sunt perfecte pentru mine și cel mai mult mă bucur că mă face. Da, sunt la supermarkete, da. Secțiuni speciale. Absolut. Bun, ai slăbit din punct de vedere fizic. Ce-i cu procesul de creație? În ce, cât de dependent este el de procesele astea de aruncare kilogramelor? În plin lucru, sincer. Chiar acum sunt în studio la celelalte două melodii, ultimele două melodii de pe noul CD care urmează să apară. De mult vă povesteam că Da, deci se lucrează acum, practic încheiem tot procesul ăsta, mă refer la numărul de melodii pe care le-am planificat pentru primul album de muzică populară. Sper din suflet până la anul nou să-mi fac cadou ăsta sub brad. Amintește-ne cu cine lucrezi, cu ce orchestră? Da. Toate melodiile sunt în exclusivitate, în colaborare cu Orchestra Fluieraș, condusă de frații Ștefăneț. Îi salut din toată inima, domnul Edgar, domnul Marcel, vă mulțumesc din suflet și întregi orchestră, desigur, mare mulțumesc. Și albumul, desigur, va fi în colaborare cu ei. Cum se va numi albumul? E cam greu. Am o melodie despre țară, despre Moldova și mă gândesc să intitulez albumul despre țara mea, nu știu, să fie așa o... Dar încă nu m-am hotărât exact. Despre ce sunt cântecele din album? Despre orice, despre familie, despre soț, despre copii, despre sărbători, despre bucurie. Păi toți își cântă copiii în cântece. E normal, toți își cântă viața pe care o trăiesc și e firesc așa să fie, pentru că noi cântăm ceea ce trăim până la urmă. E în cazul meu așa și majoritatea colegilor mei... Și dacă trăim bucuria asta, de ce să nu... Foarte corect. De ce să nu cântăm despre bucuria asta? Așa e, așa e. Fac cu mare drag și abia aștept să iasă într-un final, pentru că e un vis de-a meu care s-a mai lăsat așa. Primul tău album. Da, primul meu album de muzică populară. Doamne, când spun chiar mă iau fiorii. Hai că noi, când o să punem și noi bradul aici în studio, o să vii cu mare el drag. Și o să-l punem sub brad. Abia aștept. Și o să te uiți la el cum arată discul tău sub brad. Ar fi super, mersi. Câteva cuvinte despre... piesa, premiera cu care, absolută cu care ai venit la noi azi. Da, Mama. Ce poate fi mai blând și mai plăcut decât cuvântul mamă? M-am gândit să vin și cu o melodie lentă. Nu prea am în repertoriul meu, să zic așa, nu atât de vast în toată colecția mea de melodii, o melodie despre mamă, dar mai ales o melodie mai sentimentală, mai liniștită, o cărărară. De suflet. Da, exact. Și acum am gândit să vin și cu astfel de melodie dedicată mamei mele, dar și tuturor mămicelor din lumea asta. Mamica mea, în genere, e o fire mai sensibilă și melodia asta chiar o caracterizează. Spune-ne ceva despre ea. Ce să zic? E blândă, e emotivă la fiecare. Dacă vede, ascultă vreo noutate mai tristă, ea plânge. Așa e ea, așa e mai sensibilă. Și pe cât e de sensibilă, pe atât e și de puternică în interior. Adică... E exact ca soția mea. E așa, e
îi poate boci pe toți copiii așa lumii e. Care suferă, pe toate femeile și bărbații lumii care suferă, varsă lacrime adevărate, da. Dar de fapt e foarte dură, foarte puternică. În interior, așa e, cu caracter, dar e milă de cum menționați, de ce ăla, de ce ori așa a dat Domnul să fie, de ce acel copil așa, de ce așa e ea. Și melodia asta am scris-o eu, textul melodiei, așa mi-a venit și mi-am imaginat-o pe mama, cumva au curs aceste gânduri, acest mesaj foarte ușor. Iar melodia, linia melodică, compozitorul este domnul Edgar Ștefăneț. Îl salut, îi mulțumesc. Desigur, și aranjamentul Grației Ștefăneț în fruntea cu Orchestra Fluieraș și Orchestrația. Toate cântecele de pe noul tău album, care uite primul și care trebuie să apară cu acest prilej, cu prilejul sărbătorilor de iarnă din anul curent, toate sunt gata? Două. Acum sunt ultimile două în cizelare, să spun, pentru că știm cu toți, Orchestra Fluieraș are acum un concert foarte grandios pe 30. Până atunci am convenit că mai facem o mică pauză să mai cizelăm în interior, deci aparte fiecare. După 30 deja revenim cu lucru intensiv. Da, pe 30 Fluierașul are un concert consacrat Zilei Unirii. Da, și domnul Edgar mi-a povestit așa din culise că vor fi mulți dansatori din diferite zone ale României, deci unul nu atât de simplu pentru ei ca orchestra, adică este multă muncă în spate. Și exact după 30 noi revenim în forță și pe 15 decembrie deja avem studioul planificat, adică totul e în proces. Deci mă bucur pentru tine, pentru faptul că lucrurile se aranjează și de la sine, dar și cu contribuția ta. Neapărat. În ce măsură cei dragi, cei apropiați te susțin în toate lucrurile astea și cât de mult contează susținerea celor apropiați? E normal, e logic. Susținerea de acasă e primordială în toate, pentru că orice om în procesul de creare are nevoie de un susținător. Fără asta, bine, ești tu puternică, îți dorești, dar dacă mai ai așa o susținere de acasă, foarte mult contează. Eu sunt o norocoasă, pentru că și soțul, și părinții, mama, soacra, socrii, părinții mei, toți, chiar și fetele astea, deși sunt micuțe, mami, iar te văd la TV, iar asta mă motivează. Ce vârstă au ele? 5 și 2. Nicoli cu 5 ani și Sofia 2. Lor le place cum arată mama acum? Desigur, mami, dai, chile sunt micuțe. Oricum, dintotdeauna mi-au spus, mami, tu ești foarte frumoasă. Îmi fac complimente, poate nici nu se gândesc că... Care din cele două îți seamănă mai mult? Cea micuță. E mai caracterul meu, văd mai aproape, chiar și e mai atașată de mine. Uh-huh. Cea mai măricică, mai mult cu tati. Dacă e tati, e tot ok. Dacă mami nu e, tot e ok. Adică ea cumva e mai atașată de tata. Adică avem noi o glumă în familie și tot timpul spunem fiecare cu copilul său. Fiecare din cei da, mai da, soți, da, exact. Copilul lui. Romina, uite, această schimbare pe care ți-ai dorit-o și care s-a produs și care, uite, e un lucru care se vede, știi, din prima, în ce mod ți-a schimbat felul de a gândi, felul de a acționa, de a reacționa la anumite lucruri? Nu știu. Nu am un răspuns, pentru că ceea ce noi gândim nu e neapărat ceea cum arătăm noi, da? Adică modul de a gândi se schimbă atunci când citești mai mult sau cumva crești din alt unghi. Așa. Asta arăți bine, trebuie să arăți bine, e cumva o cutie, să spunem așa, adică vizual să fii plăcută. Dar asta nu m-a făcut mai deșteaptă sau mai nu știu cum, mai la alt nivel de gândire, nu m-a schimbat. Inteligența vine inclusiv cu lecturile. Neapărat, și mie îmi place foarte mult să citesc, doar că nu tot timpul am posibilitatea să o fac, din păcate. Dacă aș fi singură, cred că aș citi toate bibliotecile lumii. Dar în fine, asta e altă întrebare. Oricum, 2-3 pagini pe zi neapărat le răsfoiesc. Asta e una din regulile mele. Foarte bine. Romina, ne bucurăm pentru tine.
Mihaela ți-ar fi spus aceleași lucruri. Da, mersi mult și mulțumesc și ei, apropo, pentru tot. Da, ea nu mi-a zis despre toată povestea asta, dar uite, m-a lăsat să mă surprinzi tu. Mă bucur să te văd, mă bucur pentru faptul că continui să muncești. Mulțumesc. În studio, ori continui să muncești asupra ta. Mă bucur pentru acest album care, iată, trebuie să apară, neapărat să vii cu el la noi. Neapărat, mulțumesc mult. Și hai să vedem, hai să urmărim clipul. Cu drag. Clipul la cântecul Mama, da? Da. Text și muzică, text Romina Spânu, voce Romina Spânu, muzică Edgar Ștefăneț. Da. O înregistrare cu Orchestra de Muzică Populară Fluieraș. Așa e. Succes! Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc pentru primire caldă, invitație și un interviu atât de frumos care întotdeauna am impresia că am stat la discuții încă multe ore în șir. Adică ca să nu plictisim, mai bine terminăm aici discuția și ca să avem despre ce vorbi data viitoare. Așa e, vă mulțumesc din suflet. Romina Spânu cu o premieră absolută, chiar acum, pentru dumneavoastră, pentru toate mamele în primul rând, pentru că este vorba despre mama, pentru toate mamele care ne urmesc, pentru toți acei care țin la mama lui. Dar cum să nu ții la mama? Romina Spânu. Viață, maică, măiculița mea, mama-i sfântă-n astă lume. Ea ne-a dat povață, maică, măiculița mea, ne-a crescut cum se cuvine. Mama, mama, îngerul de pe pământ, mama, cel mai prețios cuvânt. Mama, mama, darul de la Dumnezeu. Mama, mama, viața mea, sufletul meu. Mama este pace, maică, măiculița mea, e un înger pământesc. Multe jertfe face, maică, măiculița mea, pentru asta-i mulțumesc. Mama, mama, îngerul de pe pământ, mama, mama, cel mai prețios cuvânt. Mama, mama, darul de la Dumnezeu. Mama, mama, viața mea, sufletul meu. Mama-i cea mai bună, maică, măiculița mea, o icoană răbdătoare. Glasul de-i răsună, maică, măiculița mea, bucurie nu-i mai mare. Mama, mama, îngerul de pe pământ, mama, cel mai prețios cuvânt. Mama, mama, darul de la Dumnezeu. Mama, mama, viața mea, sufletul meu.
Prieteni, zilele trecute auzisem lucruri triste despre vestita interpretă Nadejda Cepraga, stabilită la Moscova, zvonuri circulând prin Chișinău că este bolnavă, că e accidentată sau chiar că a murit, că nu mai este în viață. Astăzi am telefonat-o pe redutabilă artistă și ea mi-a confirmat din prima sursă că este sănătoasă, bine mersi, și că nu înțelege pe cei care răspândesc asemenea falsuri. I-am zis că astfel a murit moartea ei, sau i-a murit moartea. Cântăreața a râs și mi-a amintit că astăzi, de fapt, este ziua de naștere a legendarei cântărețe sau legendei cântecului popular Tamara Ceban, care i-a fost mentor în casa căreia a locuit ceva timp pe vremuri. De aceea m-am gândit să evocăm această personalitate în emisiunea de astăzi cu prilejul celor 109 ani pe care i-ar fi împlinit celebra Tamara Ceban. Un nume enciclopedic, un fenomen aparte în arta noastră muzicală, o deschizătoare de drumuri fără de egal la vremea ei, în nou sovietizata enclavă basarabeană, o adevărată legendă a cântecului popular, Tamara Ceban sau Tamara Ciobanu. Astăzi marcăm 108 ani de la nașterea cântăreței. Ea este una dintre primele exponente ale cântecului românesc din Republica Moldova în a doua jumătate a secolului 20. Vocea ei, solidă, puternică, cu un timbru lirico-dramatic deosebit, răsuna ca un ecou în spațiu. Poporul a îndrăgit-o, a iubit-o și a venerat-o. În memoria lui, ea a rămas ca și privighetoarea Moldovei. În anii 40 ai secolului trecut, pe timpurile RSS moldovenească, ea nu avea concurență în muzica populară, iar titlurile materialelor din presă vorbeau de la sine, ca spre exemplu, ea cânta cu inima, o știau și o iubeau în fiece casă, sau un nume ce dă-i noi peste ani, sau numele ei a devenit cântec. Omniprezentă în anii ei de glorie, pe ea contau autoritățile epocii, ea fiind la nivel unional, dar și internațional, punctul de maximă atracție. Numele Tamarei Cioban îl poartă astăzi școala din satul ei de Baștină, Berezlogi, Orhei, o stradă din Chișinău, o stradă din Bălți, iar din 1989 și concursul interpreților cântecului folcloric al Uniunii Muzicienilor din Moldova. Întrebată despre planuri, artista zicea de regulă: vreau să cânt și să merg să învăț a cânta prin sate, să învăț a cânta de la alții. Un artist, dacă nu soarbe zi de zi din talentul și arta poporului său, nu mai este artist. Critica muzicală a timpului menționa că secretul popularității imense de care se bucură cântăreața consta în caracterul profund popular al creației acesteia. Ea își cizela cu minuțiozitate repertoriul și își construia cu mult talent contactul cu publicul. Datorită Tamarei Ceban, publicul de peste hotare a aflat ce este doina noastră, a descoperit lirismul și umorul cântecului moldovenesc de glumă. Printre marele prietene și ulterior colege ale artistei au fost primadona operei naționale, Maria Bieșu, care spunea: n-a cântat nimeni doinele, cântecele de jale, de joc, așa cum le-a cântat ea. Ea a dus cântecul nostru popular în lume și l-a ridicat la înălțimea maximă a timpului ei. Iar vestita Nadejda Cepraga spunea despre profesoara sa: Tamara Cioban este sfântul meu, este icoana mea. La unul din concertele susținute în România, Tamara Ceban a fost aplaudată de însuși scriitorul Mihail Sadoveanu, care cu lacrimi în ochi a exclamat: cântă dumnezeiește! Tamara Ceban a cutreierat Republica în calitate de solistă a radio-televiziunii moldovenești, urcată în carul cu boi, cu spectatori ce numărau sute și mii. Iar Morișca, primul ei cântec înregistrat pe bandă de magnetofon, îl fredona toată lumea. Așa era și cu Doina, cu Leanca, cu Mărioara. Acestea sunt cântece care au devenit la finele anilor 40 carte de vizită a Moldovei.
Numele interpretei a devenit pagină de istorie, iar cântecele cu vocea ei se regăsesc doar în înregistrările de arhivă ale unei epoci în care spațiul prutonistrean s-a cântat în stilul și maniera Tamarei Ceban, prima la vremea ei pe toată linia, prima artistă din Moldova decorată cu Ordinul Stalin, prima apreciată cu titlul de artist al poporului și cu cel de laureată a premiului de stat. Gloria ei s-a stins încă la începutul anilor 70, când în muzică au venit voci noi, noi orchestre, noi tendințe. Lucruri mai puțin cunoscute despre Tamara Ciobanu în continuare. Numele ei de fată era Taratanski. Ceban a devenit după ce s-a căsătorit cu funcționarul de la Ministerul Justiției, Valentin Ceban. Ea a fost prima cântăreață care a reprezentat Moldova și Uniunea Sovietică la Festivalul Tineretului și Studenților de la Praga anului 1947, câștigând acolo premiul întâi. Celebrul violonist Serghei Lunchevici, dirijorul orchestrei Fluieraș, la care Tamara Ceban a cântat timp de 22 de ani, explica succesul artistei prin baza ei de studii academice de canto, la care a altoit vlăstarul cântecului popular. Despre marea drama vieții sale, Tamara Ceban povestea cu un an înainte de deces jurnalistului Nicolae Roșca. Citez: am fost o lumânare peste care au suflat mereu cele mai năprasnice furtuni, ca să nu-mi pot înălța flacăra. Dacă menirea unui pom e să înflorească și să rodească, iar lui se rup mugurii în toată primăvara, un asemenea pom este bolnav. Cănățuia nu este cântecul meu. În general, nu am reușit să cânt cântecele pentru care s-a zbătut și s-a chinuit sufletul în mine. Și asta pentru că am fost o lumânare peste care s-a suflat mereu. Și pentru că am fost o lumânare purtată de o mână străină. Citat închis. Chiar și după retragerea din scenă la 59 de ani, Tamara Ceban putea cu o simplă bătaie cu pumnul în masă să rezolve probleme aparent irezolvabile. Căsătorii, apartamente sau burse pentru prieteni, pentru colegi, Tamara Ceban a fost o cafegie și o fumătoare inveterată. Nu-i primea în cabina de machiaj pe cei care voiau să o vadă, indiferent că erau de sus sau de jos. Artista avea o Volgă cu șofer la scară, avea bani din belșug, din funcțiile, premiile și concertele de altă dată, pe care îi cheltuia pe bijuterii și blănuri, pe cadouri generoase pentru studenții săi de la canto, pe nepoțelul ei de la soră sa pentru a completa golul de a nu fi avut copii cu soțul ei. Tamara Ceban, de fapt, a mai fost căsătorită scurt timp cu muzicantul Țurcan, iar până în 40 a fost măritată cu notarul Ion Popov, cu care a avut și un băiat, Grigore, care s-a refugiat cu tatăl său în România și pe care Tamara Ceban, de frica pușcăriei sovietice, nu l-a căutat nici fiind în turneu la București. Într-un material publicistic, jurnalista și scriitoarea Rodica Iuncu a notat: Tamara Ceban a fost un cântec încercând disperat să învăluie în lumină mizeria lumii. Devorată de un regim totalitar, inclusă fără cruțare de la un capăt la altul al lumii, în maratonul epocii socialismului dezvoltat. Iar calendarul sărbătorilor neobișnuite arată că astăzi în Grecia este ziua lui Herodot. Știm bine cine e Herodot. Este vorba despre celebrul scriitor și geograf antic grec, numit și părintele istoriei. În Georgia este ziua când este comemorat Sfântul Gheorghe Biruitorul. Japonezii marchează ziua recunoștinței lucrului sau sărbătoarea încheierii recoltei sau roadei. Lituanienii își sărbătoresc astăzi militarii țării. În America este ziua porumbului, ziua nucilor, ziua adopției și ziua renunțării. Nu se precizează la ce. În plus, calendarul de astăzi mai include ziua europeană a boschetarilor, au și ei o zi, ziua de naștere a mașinii de bărbierit, ziua sănătății familiale, sărbătoarea câinilor și a bunătății, ziua sculatului cu piciorul drept. Există o expresie: dacă te ridici dimineața și faci primul pas cu stângul, stă că stă stângul. Nu o să-ți meargă, iar dacă pășești cu dreptul, o să ai o zi reușită. Indiferent de aceasta, să aveți o zi cât mai frumoasă astăzi, pe mâine. Partener general, satul German.
Acest program conține plasare de produse.